Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție Dale Buzoianului. O să încercăm în următoarele 10 de minute să vedem cum se descurcă buzoienii, în general buzoienii care au rămas peste granițe și care au preferat să nu se întoarcă în țară. O să vedem care este atmosfera și cum se trăiește în comunitățile românești, în diferite țări ale Europei, dincolo de ce vedem noi la jurnalele de știri, dincolo de ce vedem noi în informațiile prezentate de sursele oficiale. Țin să le mulțumesc înainte de toate unor domni care au acceptat să își petreacă niște zeci de minute cu noi, sunt din diferite țări ale Europei. Marius Călugăru din Italia, Daniel Niculescu, Pitu, așa cum îl știu fanii fotbalului din Germania, și Cătălin Drăgoi din Marea Britanie. Îi salut pe toți. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi la această oră. Sunt sigur că aveați lucruri de făcut chiar și în această perioadă de izolare. Încep din Italia, țara cea mai afectată din Europa de coronavirus. Sunt 113.000, peste 113.000 de infectați. Te salut, Marius, mulțumesc încă o dată. Care e atmosfera în Italia? Salut. Sincer să spun, atmosfera aici, în zona unde locuiesc eu, în Corneliano, Veneto, deci ar fi ceva gen Treviso, Veneția, mai spre nord-est, nu am văzut morți și nu am văzut bolnavi. Văd ce vedeți și voi la știri, citesc ce citiți și voi la știri. Văd însă că toată lumea stă în casă, aproape toată lumea. S-au închis și zonele industriale. Eu, de exemplu, am lucrat până săptămâna trecută. Acum, stând acasă, lucrez în altă parte, să zicem, la negru, nu e munca mea normală. Dar, pentru că suntem aici să facem bani, merg la muncă și acum. Văd ce vedeți și voi. Aud de la soția mea care lucrează în spital, dar la chirurgie. Aud, sunt 10 cazuri, sunt 19 internați la terapie intensivă. Văd și în ziar același lucru. Dar și primarul de aici are coronavirus și stă acasă în carantină, sperând că să trăiască. Are vreo 50 de ani, are toate șansele. Dar n-am văzut, nu cunosc o persoană sau cineva din cunoștințele mele sau să zic că ar avea corona sau vreun virus sau oricare ar virus. Nu, până acum n-am văzut. În schimb, e liniște, toată lumea stă acasă, suferim că stai acasă, că na, ne lucrând e mai puțin bani. Toată lumea care lucrează în regulă o să ia șomaj sau cine are concediu cum am eu. De anul trecut încă 30 ceva de zile sunt liniștit, iau cu ceva aceiași bani. Dar se termină și concediul până la urmă. Zim, de exemplu, automat, despre Italia, știm că a fost una dintre primele țări în care s-a declarat stare de urgență. Evident și din cauza numărului mare de infectați cu acest COVID-19. O să ies un pic din sferele academicului să-mi zici când a început nasulia cu adevărat în Italia și când au început interdicțiile și evident care sunt ele. Pentru că în fiecare țară regimul este diferit. Ce pot să spun? Cel mai rău este în Lombardia, ca geografie. Ca exemplu, să-ți dai seama, Milan. Milan, Inter, unde sunt astea două. Acolo unde e derby de la Madonina. Exact. Sau Bergamo. E foarte grav acolo. Dar noi, aici, în partea asta, nord-estul, tot în nord, dar suntem nord-est. Acolo a început, aici au luat măsurile imediat, s-a blocat automat, restaurantele sunt închise de 5 săptămâni, barurile, avem prieteni care au baruri sau lucrează în baruri, sunt acasă, n-au plecat niciunul, toți așteaptă să deschidă, deși toți zic că barurile și restaurantele sunt ultimele care o să deschidă. Eu până acum 10 zile lucram dublu, lucrez la o firmă de curierat și transport. Aveam de muncă, leșinam de la 6 dimineața până la seara. În schimb, a scăzut un pic. S-au închis acum 10 zile multe fabrici foarte mari, de gen Electrolux, Zopas, firme foarte mari, Benetton și toate astea, care au câte 1.000, 2.000, 3.000 de angajați. Automat, traficul a scăzut, alergam pe străzi, nu era nimeni. În schimb, de marți, au început multe fabrici să lucreze. De s-a reluat? Săptămâna viitoare, pentru că o să fie Paștele la catolici. Duminică, de săptămâna viitoare, de marți și miercuri, încep alte firme, ca și noi. Noi avem ca și clienți doar firme foarte mari. Nu lucrăm cu persoane fizice, privați.
și o să începem și noi. În maxim două săptămâni o să începem din nou cum a fost înainte. Da. Același volum de muncă, de alergat și tot la fel. Atât că o să te lase să mergi doar cu mască, de fapt și acum, în supermercat sau oriunde mergi, nu poți să intri fără mască și fără mănuși. Da, nu poți să ieși nicăieri. Mulțumesc, cred că sunt cam aceleași reguli ca și la noi. Mergem în Germania, care ocupă un nedorit loc 2 în topul de astăzi. Evident, Spania este. În Germania sunt tot la fel, peste 100.000 de cazuri de infectare cu coronavirus. Daniel, din ce am citit eu, te salut în primul rând, din ce am citit eu prin presa germană, nu prea folosesc Google Translate când citesc Bild-ul, de exemplu. Uite, o salutăm și pe soția ta. În Germania e puțin mai relaxată atmosfera, un pic mai relaxată decât, de exemplu, în Italia sau în România. În primul rând, bună seara, Andrei, invitaților și celor care ne urmăresc. Sunt bucuros pentru invitația asta de a vorbi puțin despre ceea ce se întâmplă, că nu sunt lucrurile atât de bune, să spun așa, nu numai pentru noi, ci pentru toată lumea, tot globul. În Germania, momentan, sunt lucrurile, să spun, un pic mai spre normal. Nu știu dacă greșesc. Eu, de exemplu, nu merg cu mască la market. Mai mult de 3 persoane nu avem voie să mergem pe stradă. Având în vedere că familia mea e din 5, putem să facem lucrul ăsta. Deci o familie la număr de 5-6 persoane pot circula pe stradă. Dar regula este ca nu mai mult de 3 persoane să mergi. Și eu merg în market, nu știu, lumea se respectă, sunt aceleași reguli, cum a spus și mai devreme colegul. Ce să zic? Noi ne îndreptăm spre normalitate. Chiar știu, de exemplu, că la știrile TV am văzut 108.000 de infectați, chiar am urmărit știrile, 2.000 de morți, dar dintre acești 100.000 de infectați, 50.000 sunt însănătoșiți. Deci, să zic între ghilimele așa, ar mai rămâne un stadion de fotbal infectații între 80 de milioane de oameni sau chiar peste 80 de milioane de oameni. Da, știu că, de exemplu, tu locuiești într-o zonă foarte cosmopolită, o zonă care bubuie de industrie, cum ești tu, Gardu. S-a oprit, de exemplu, Mercedes, nu știu dacă avem voie să spunem la televizor, dar asta e, are sediul în Stuttgart. S-a oprit industria sau se lucrează? Din ce știu, Mercedes, Porsche, Volkswagen, din câte știu eu, sunt închise. Acum, mai multe, nu știu, n-am mai avut nici eu contact cu Stuttgart, pentru că și copilul meu nu mai funcționează nici el, nici cu școală, nici cu antrenamente, nici cu meciuri și n-aș putea să spun ceva concret. Da, trecem și în Marea Britanie, sunt și acolo peste 60.000 de infectați din câte am citit astăzi, era un bilanț așa european. Salut, Cătălin, la voie belea și cu prim-ministru, din câte am văzut. Cum stau lucrurile în Marea Britanie? Tu stai într-una, cred că cea mai mare metropolă din Europa e Londra. Cum e viața acolo la această oră? Păi, în vacanță acum, sincer să fiu, îmi place. Deci nu mai este poluare, nu se mai circulă în halul ăla, e pustiu pe străzi, am ieșit de câteva ori în ultimele 3 săptămâni. Eu nu mai muncesc, lucram pentru Uber, nu mai muncesc de pe 15. O să-mi dea statul bani, mi-au dat deja niște câteva sute pentru până în momentul în care stabilesc exact cât voi lua pe lună, da? Pentru că am echivalentul PFA-ului din România, l-am aici și funcție de profitul pe care l-ai avut în ultimii 3 ani fiscali, vei primi în jur de 80%, nu mai mult de 2.500 de lire pe lună. Dar asta în iunie primești. Dacă ai avut PFA, dacă ai avut SRL, echivalentul SRL-ului, altceva. Și deci chiar te ajută. Dar până atunci e un fel de șomaj așa, ce primești. O stat de pustiu la magazinul de cartier, de-abia astăzi am văzut prima oară, în ultima lună, să zic așa, mă duc foarte rar. Au
instituit regula de maximum 3 persoane în magazin, da? Până acum a fost așa, ușurel. Angajații aveau măști, clienții aveau sau nu aveau, eu mi-am pus o bandană pe nas și pe gură, atât. Până acum n-a fost chiar așa, dar nu știu, depinde și de zonă. Sunt zone în care am stat la coadă la supermarket afară, o oră jumătate, am avut, nu știu, poate o oră, am avut 2 metri, 3 metri fiecare între noi de acum 2 săptămâni. Dar depinde de zonă, depinde de fiecare cum înțelege. Deci, iată, chiar dacă, să zicem, în Anglia pandemia a ajuns, a izbucnit mai târziu, nu găsesc epitetul, lumea respecta niște reguli așa de prevenție, fără să fi fost impuse de stat sau de legiuitor. Da, deci pleacă de la starea de fapt că ei stau la coadă, la autobuz, de dinainte de asta, ca în Maze, ca în Snake-ul ăla, da? Ca în jocul ăla pe telefon. Și respectă treaba asta, pe unde urcă, pe unde coboară, chiar dacă nu scurpă colț pe înjunghie, habar n-am, până acolo e corect, înțelegi? Deci au un fundament în a putea duce mai departe treaba asta, dar din cauza că sunt mulți migranți aici, înghit multe știri scurte și false și își creează fiecare adevărul lui, știi? Pentru că am văzut diferențe încă de acum 3 săptămâni la un magazin ieftin, da? Lidl. Echivalentul din România, evident, da? Aici era plină parcarea și 10 km mai în sudul Londrei, unde o zonă unde sunt oameni mai la pensie, retrași pe acolo, era normal, era chiar gol. Da? Deci eu știu pe cum pe oamenii ăștia care sunt migranți în alte țări, știu ce știri citesc, cele mai proaste și cele mai scurte și intră în cea mai mare panică. Și a dispărut curând făină, săpun, hârtie igienică, niște chestii din astea stupide, că degeaba îți cumpă hârtie igienică dacă n-ai mâncare să procesezi ceva, nu? Îl vedeam pe Marius că râde. Să știi că e un obicei care s-a împământărit și în România, și la noi acum vreo 2 săptămâni, magazinele, supermarketurile în general au fost luate cu asalt. Vorbeai de comunități. În general, în țările care adună multe culturi se creează în jurul acestor evenimente un fel de enclave. Fiecare comunitate îi devine mai strânsă. Voi țineți legătura în această perioadă cu compatrioți de ai noștri? Și e o întrebare pe care vă adresez fiecăruia dintre voi. Da, dar nu în felul care știi tu că se întâmplă la Buzău, adică ne vedem la bere. Pentru că am prieteni aici, puțini, dar care stau la 800 de ani lumină, în partea la alta lor. Cam așa înseamnă distanța. Atât de departe e. Da, Londra e metropolă. Online, nu altfel. Dar nu se creează mini-enclave. Deci nu există așa ceva de african, de român, de polonez. E mix, am englezi, african lângă mine, polonezi, români pe undeva. E amestec. Cei mai mulți români în Londra stau în zonele care sunt mai ieftine. Zonele care sunt ieftine, se găsești un amestec foarte șmecher de ce vrei tu, de musulman, de african, dar nu se ceartă între ei. Deci nu e nicio problemă asta. Sunt ori sărați și ori fericiți, cu toți. Înțelegi? Da, Marius, ții legătura cu români în această perioadă, mai ales îmi spuneai că cel puțin la una dintre slujbe nu profesezi în perioada asta. Marius, mă auzi? Da, Marius, dacă nu mă aude, poate ne răspunde Daniel între timp. Da, eu sunt, dacă și tu mă auzi, bineînțeles. Da, eu te aud foarte bine. Ok, n-am fost atent la întrebare, nu știu dacă a fost pentru mine întrebarea. Dacă, pentru toți trei a fost, dacă ții legătura cu românii în perioada asta, nu neapărat cu rudele, ci cu comunitatea de români din Germania. E și perioada asta în care chiar... Ce să faci? Unde să mergi? Aici încă se lucrează. Am luat legătura cu foști colegi de care am copilărit, de la fotbal, să zic, care am avut așa până în juniorat, până să termin junioratul, să zic, da. Dar, în schimb, vorbesc cu oameni, da. Vorbesc des. Și întreb și eu și tot văd pe site-uri tot felul de
la aceea, la momentul în care văd momentele astea atât de grele pentru români. Cineva zicea pe un site că stă cu copii în casă și nu poate ieși, copiii au nevoie de aer sau poate că sunt oameni care chiar au nevoie să meargă la muncă, poate sunt oameni și... De fapt, am vrut să zic că noi pe undeva ne bucurăm așa de un pic de libertate în Germania. Putem să ieșim, putem să luăm un alta, dar de altă parte nu putem să fim atât bucuroși de ceea ce vedem în țară. Apropo, eu înțeleg foarte bine lucrurile astea și chiar am trecut prin ele pe perioada cât am trăit în România. Voi trăiți în niște state model pentru alte state europene, cel puțin dacă mă refer la Germania și la Marea Britanie, doi stâlpi ale democrației, să zicem. Există semne că se va atinge vârful pandemiei în curând și în Germania și în Marea Britanie și în Italia, pentru că cel puțin în Italia la un moment dat scădea numărul de infectați pe zi. Marius, bine te-ai întors. Ok. Poate vorbi Marius, nu? Sau? Da, te rog. Bun, deci îmi cer scuze, nu știu, mă sabotează Berlusconi sau primarul de aici ca să nu vorb. Așteptăm cu sufletul la gură în fiecare seară conferința de presă de la 6 în care anunță numărul de morți, deci a devenit ceva obișnuit. Și sincer, am ajuns să ne bucurăm când vedem că au murit doar 500 de persoane. Deci nu mai vorbim de 800, 900, cum erau, deci vorbesc, mi se face, zic, chile de găină, 700 și a tot scăzut. Sperăm să scadă în zonele alea, pentru că la noi au închis în zona asta, au închis imediat tot. Nu mai circuli, nu s-a mai dus la servici nimeni, de fapt nimeni, doar lucrurile esențiale. Și așa au reușit să-i prevină răspândirea virusului. Da, la tine, de exemplu, în Italia. În spital eu merg doar să duc soția până la poarta de spitalului la muncă și mai merg să o iau a doua zi dimineața sau când o depinde cu maretura de servicii. În rest nu am contact cu spitalul. În spitalul unde lucrează ea la chirurgie e totul bine, lumea se operează de toate problemele care le au acolo și revină, nu la reanimare, terapie intensivă, pleacă acasă, se schimbă bine, unul pleacă altul, e ca înainte. Pentru că au separat virusul, se face într-o aripă a spitalului total separată, deci nu e în contact cu nimeni și nu un spital întreg, cum am văzut la noi sau s-au mai întâmplat și altele. Da, la tine, de exemplu, în Italia, sunt tot felul de vești care circulă. A înțeles lumea să respecte regulile astea impuse de autorități? Da, sigur. O singură dată s-a întâmplat într-un weekend când a fost foarte cald, primul weekend de când au dat blocajul ăsta, deci nu trebuia să mai ieși. Au început să lumea, toată lumea s-a inventat, toți alergau, erau maratoniști, erau cu bicicletele, cu astea. A ieșit poliția pe stradă la fiecare, cum să spun, la fiecare intersecție. Au făcut 20-30 de amenzi, gata, s-a făcut liniște, nu mai circul, toată lumea cu declarație, toată lumea. Mai sunt bătrânei care merg de 10 ori la supermarket, dar îi mai înțelegi pe ăștia bătrâni care sunt singuri în casă, n-au cu cine să vorbească. Noi ăștia nu avem probleme. Mâncăm mai, nu știu, pui o floare, mai sapi într-un ghiveț și mai faci ceva dacă nu stai la apartament. O să vă întreb și de... Dacă nu rupem Netflix-ul și ne uităm la filme și filme... Te întrerup un pic, o să vă întreb și cu ce vă ocupați voi timpul în această perioadă. Trebuie să vă spun, nu știu dacă ați citit în presa română, la noi a fost un weekend în care lumea a ieșit pur și simplu la grătare. Pajiștile României au fost inundate de grătare. Probabil că dacă cineva urmărea imaginea României pe satelit, era acoperită de fum acum vreo două weekenduri. Din păcate, așa au înțeles compatrioții noștri să respecte aceste reguli. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Domnilor, încă o dată vă mulțumim pentru participare. Ne revedem în 2-3 minuțele.